Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre mocasinul de apă. Mocasinul de apă este singurul șarpe veninos cunoscut din America de Nord. Poartă denumirea științifică Achistrodon piscivorus. Este de fapt o viperă din subfamilia Crotaline și familia Viperide. A fost descris prima dată de naturalistul Lacepede în anul 1789. Este una dintre puținele vipere semiacvatice din lume și este originară din sud-estul Statelor Unite. Ca adult, este un șarpe mare și capabil să ofere o mușcătură dureroasă și potențial fatală. Când este amenințată, poate răspunde prin încolăcirea corpului, afișându-și colții. Ei pot mușca atunci când se simt amenințați sau sunt manipulați în orice fel. Tinde să fie găsit în sau în apropierea apei, în special în lacuri, păraie și mlaștini, cu mișcare lentă și puțin adâncă. Este un înotător foarte bun și, la fel ca mai multe specii de șerpi, se știe că intră ocazional în golfuri și estuare și înoată între insulele de barieră și continent. Numele generic este derivat din cuvintele grecești achistron, care înseamnă cârlig, și odon, care înseamnă dinte. Numele speciei provine din latinescul piscis, care înseamnă pește, și voro, ce înseamnă mănâncă cu lăcomie sau devorează. Astfel că, denumirea științifică se trage prin mâncător de pește cu dinți de cârlig. Este cea mai mare specie din genul Achistrodon. Adulții au dimensiunea între 65 și 90 de centimetri. Femelele sunt de obicei mai mici decât masculii. Greutatea la mascul este între 300 și 580 de grame, iar la femele între 200 și 250 de grame. Foarte rar, un astfel de șarpe a fost întâlnit la aproape 180 de centimetri lungime. Deși se presupune că cele mai mari exemplare au fost văzute în sălbăticie, în anul 1990 a fost înregistrat cel mai mare exemplar, care măsura 188 de centimetri și a fost predat grădinii zoologice din Philadelphia. Acest șarpe a fost rănit în timpul capturării și a murit câteva zile mai târziu, fiind măsurat drept și relaxat. Un astfel de exemplar, ce măsoară 1,88 m în lungime, cântărește aproximativ 4,6 kg. Gâtul șarpelui este mai subțire decât corpul și capul, iar capul are un aspect greu și triunghiular. Culoarea poate varia în funcție de vârstă. Un pui de mocasin poate avea coada galbenă și un model neregulat de negru și maro, în timp ce adulții sunt de obicei negri cu alb și gri. Mocasinul de apă înoată cu cea mai mare parte a corpului deasupra apei, în timp ce alte specii de șerpi de apă pot înota cu corpul scufundat în apă. Mai este cunoscut cu denumirea mocasin de bumbac, aceasta provenind din colorația albă din interiorul gurii șarpelui. Au gropi faciale cu senzori de căldură între ochi și nări. Aceste gropițe sunt capabile să detecteze diferențe minime de temperatură, astfel încât șarpele să poată atinge cu exactitate sursa de căldură, care este adesea o potențială pradă. Pot fi întâlniți în sălbăticie pe tot parcursul anului, atât în timpul zilei cât și noaptea. Vânează în primul rând după întuneric, mai ales vara. Ei mănâncă pește, mamifere mici, păsări, amfibieni, reptile, cum ar fi șopârlele, țestoase, dar și alți șerpi. Se împerechează primăvara. Sunt ovovipari, ceea ce înseamnă că ouăle se incubează în corpul femelei. Ele nasc odată la 2-3 ani și au între 10 și 20 de pui. Perioada de gestație durează 3-4 luni. Puii se nasc viu colorați și sunt pe cont propriu imediat ce se nasc. Părinții nu vor avea grijă de ei. Mocasinii de apă au o reputație de a fi agresivi, dar în realitate rare ori mușcă oamenii, veninul este destul de puternic, iar mușcăturile sale pot fi grave sau chiar letale. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!